confruntată, cred că de multe ori, dar am ales să nu le bag în seamă. Să... De ce nu ne putem bucura? Nu ne, da, nu ne putem bucura de ce avem noi. Că în momentul de față nu cred că invidiez, nici n-am invidiat recent, nu am. E greu să... Da, e greu ca să nu te gândești cum ar fi să am și eu acel lucru. Eram mânioasă, mă mâniam pe persoana respectivă. Dar acum am început să înțeleg de când cunosc. Nu știu, nu sunt eu, n-am ajuns la desăvârșire că e greu, dar se poate, dar nu. Dar am început să înțeleg că trebuie să-l înțelegi și pe cel de alături de tine, așa, să-l accepti așa cum este. O zi de zi ne confruntăm cu... Invidia? Invidia? Vecinul, spre exemplu? Da, și noi, și noi am fost, la fel. Te iertăm, că așa... Mai ales în lumea contemporană, destul de dezvoltat fenomenul invidiei. Personal, am momente în care sunt afectată și în care nu. Cred că depinde foarte mult din partea cui vine invidia. Eu foarte des m-am confruntat și am depășit destul de dificil zvonurile, care nu era invidie măcar adevărată, erau doar zvonuri în vânt. Cum să răspundem invidiei? Adică să fii cum, să pot cum reacționezi? De obicei suntem invidioși pe ceea ce a realizat cineva, nu pe cât a muncit și ce efort a depus să fac lucrul acela. Adică suntem invidioși pe partea financiară, nu pe partea fizică. Un sfat, de fapt nu e o întrebare, un sfat care să ne ajute să nu mai fim invidioși și să lăsăm deoparte, să știm mai buni unii cu alții. Sunt multe probleme cu invidia, mai ales într-o perioadă în care primeam tot felul de sfaturi în acestea de la oameni de afaceri sau ceva, că spunea că invidia poate fi constructivă, că te poate ajuta să îți îndeplinești un ideal sau ceva, doar că cunoscând mai bine viața religioasă, aflăm că nu este deloc bună invidia. Pe cea mai bună întrebare aș fi ce am putea face să scăpăm lumea mai mult din invidie, pentru că se tot înmulțește și oamenii au devenit cât mai invidioși. Și Doamna mă întărește să nu... să nu invidiez, să nu fac rău, chiar dacă mi se face. Pentru că trebuie să ne iubim, cum s-a spus și în Evanghelia de Duminică, trebuie să ne iubim. Cum am reușit să, în permanență să nu invidiem? Că e foarte greu, adică poate nu într-o măsură mare, dar se face cu gândul, se face, adică involuntar apare. Bun găsit tuturor, eu sunt Diana Ciobanu și astăzi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Fapte Bune, iar alături de mine este părintele misionar Dan Damaschin. Bună seara, părinte! Tuturor, Doamne ajută și bine revedem! Nu uitați că suntem live și ne puteți suna la numărul de telefon cu tarif normal 0332110041. De asemenea, așteptăm comentariile voastre pe pagina noastră de Facebook, pentru că astăzi vorbim despre un subiect actual în toate timpurile, despre invidie și răutate. Părinte, invidia este caracteristică tuturor oamenilor, pentru că, indiferent de poziția noastră socială, mereu ce vedem la celălalt ni se pare că e mai atractiv, mai interesant. Ați văzut și materialul anterior, chiar și foarte mulți tineri care spuneau că se confruntă des, sunt persoane care invidiază, chiar și ei se confruntă cu acest sentiment deseori atunci când văd la celălalt că, nu știu, are altceva sau și-au impresia că la ei în viață totul merge un pic mai rău. Ce este de fapt invidia și cum apare? Invidia este o patimă care aduce mult o travă sufletului nostru. Este o patimă care, desigur, are în spatele ei deputată și mamă mândria și iubirea de sine. Și dacă vorbim de o definiție a invidiei, înseamnă de fapt o trebuie a sufletului într-o formă atât de gravă de parcă ne-ar mânca în fiecare zi din inima, din sufletul nostru, un șarpe veninos. Și acel șarpe nu caută la altceva decât la a te întrista atunci când celul de lângă tine îi merge bine, când cel lângă tine este fericit, când cel de lângă tine prosperă în viața aceasta publică, în viața socială, în viața familială, în viața profesională. Mai este, desigur, o ramură a invidiei atunci când ne bucurăm de răul care se poate întâmpla
liceu de lângă noi și deja acolo vorbim de o formă, cum spunea, cred că Patriarhul României, acum câțiva ani, o formă dusă la extrem, o formă cu adevărat diabolică a invidiei sau a savistiei, cum o numeau bătrânii noștri. Părinte, până unde poate ajunge invidia? Invidia nu poate naște decât răutate, doar că forma supremă a invidiei este ură față de aproapele, ură care duce la moarte. Ne gândim la marile întâmplări biblice, Cain și Abel, unde Abel cade pradă invidiei fratelui său și care îl ucide efectiv pentru că avea atâtea calități pe care și le avea, dar nu și le vedea. Ne gândim la Iosif și frații săi, cel care pe care a fost ucis de frații săi, chiar dacă el mai târziu îi va ierta și le va salva viața. Și în ultimul rând ne gândim la invidia pe care mai mare poporul evreu au nucit-o față de Domnul Hristos, invidia care i-a dus crucificarea și uciderea. Dacă există un păcat care să nască atât de multă ură, atât de multă răutate pe pământ, probabil că acesta este invidia și nu altul. Cum ne putem feri de invidie? E ușor de... E foarte greu să vorbești de cum poți să te tratezi sau să te ferești de invidie. Într-o lume în care imaginea e totul, într-o lume în care puterea este totul, într-o lume în care averea este totul, ochii noștri sunt educați permanent, chiar și în această lume în care, să spunem, știința este regină, ea nu se poate educa într-o formă decât dacă trecem la partea spirituală a vieții noastre. Care din copiii din clasă, atunci când, eu știu, cineva ia notă 10 la teze, la olimpiade, nu trece un sentiment de invidie față de acel coleg? Sigur, ea poate fi acceptată până la un moment dat, după care deja este una patologică. Care oare din cei care activează într-un grup de lucru, într-o echipă, într-o instituție, nu trăiesc o anumită invidie față de cel care parcurge mai repede niște trepte profesionale și asta pentru că a avut poate mai multă înțelepciune, mai multe calități sau a fost ajutat mai mult. Dar în același timp a te trata, a evita invidia, presupune un efort, va spune, mult mai mare decât cel care îl face pentru a ajunge acolo unde își dorește. Și ca să mă explic puțin, sunt câteva metode sau câteva căi pe care noi trebuie să le avem în vedere. În primul rând, trebuie să ne stăduim să iubim. Și o să vină întrebarea, și cum putem să iubim pe cel care are toate, eu nu am nimic? E foarte simplu, este ca și fratele tău, pentru că după trup suntem frați cu toții în Adam, iar după suflet suntem frați cu toții în Domnul Hristos, pentru că ne-am botezat în biserica sa, cu toții ne împădășim din trupul și sângele său. Și a fi invidios, a te bucura de răul unui om care are mai multe ca tine sau a ajuns pe o treaptă de societate, nu-ți face cinste, ci ca și cum ți-ai dori răul aproape fratelui tău, ceea ce este nefiresc, să spunem. Mai apoi, ar trebui să știm că această dragoste nu se poate vinde decât prin milostenie, în sensul că tu, din puținul care îl ai, poți fi mai fericit dăruind din puținul tău celor care nu au nici măcar atât, poți fi mai fericit decât celor care le are pe toate. Și aici nu este o noutate, nu încercăm să descriem defectele celor care le au pe toate, cel puțin în fața camerei la vederi. Dar în realitate, fiecare mai are slăbiciunile sale și dacă ca și preot ai șansa să asculți atâtea și atâtea povești de viață, îți dai seama că cu cât te înalți pe treapta socială, profesională, cu atât sunt mai multe provocări și, sigur, pe vârfuri de munte, vântul este mult mai puternic decât cei care stau în spatele coamei. Iar spuneam că milostenia ne ajută să vedem fericirea în orice ipostază, atunci când te bucuri de bucuria celui care se mulțumește cu puțin,
înveți de la el că nu ai nevoie de a fi stăpânul lumii pentru a fi fericit și astfel să jânduiești la fericirea celui din vârful piramidei. Mai apoi, sigur, trebuie să ne punem în gând aceste cuvinte, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, și dacă nouă ne place să fim admirați, să fim respectați, să fim încurajați atunci când face ceva bun, atunci nici nouă nu ne este îngăduit să săpăm, să erodăm, să aruncăm cu o travă asupra celui căruia i-a mers mai bine într-o anumită etapă a vieții. Nu în ultimul rând, cred că tot legat de cum putem fugi sau feri de invidie, este să și ne rugăm pentru cel de lângă noi, întrucât lipsa rugăciunii, lipsa inspirației divine în a birui o patimă, este o luptă în zadar cu slăbiciunile noastre. Trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu și în aceeași timp să ne rugăm și pentru aproapeul nostru, ca Dumnezeu să-L ocrotească cum de este, să se bucure de darurile sale, iar noi trebuie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne ajute să ne ferim în a judeca, să ne ferim în a zavistui și a dori, Doamne ferește, răul aproapelui nostru. Când vorbim de invidie, vorbim de unul dintre cele mai mari păcate? Bineînțeles, dat fiind că păcatul cel mai mare este mândria, cel care aduce de fapt prăbușirea acestei lumi, dar dacă spuneam că invidia este fică a mândriei și a iubirii de sine, mergem mai departe și vedem că tocmai din invidie pot spune că au apărut, cum spuneam mai devreme, marile tragedii ale universului nostru, și invidia aduce efectiv uscarea sufletului nostru. Dacă poate există patim care îți aducă decât puțină bucurie trupească, și aș spune că acel om a alergat disperat pentru a găsi o clipă de nebunie într-o mare de necaz și durere, e bine, invidia trăiește numai în otravă și numai în durere, numai înnecat în propria patimă, ceea ce o face să fie o patimă foarte, foarte, foarte dureroasă. Putem spune că invidia este o boală foarte gravă care ne macină încet sufletul, însă această boală este curabilă sau incurabilă? Ca orice patimă pe care noi o știm sau de care aflăm în aceasta, și invidia este vindecabilă. Spuneam mai devreme că iubind și dăruind, rugând și cerând ajutorul Dumnezeu pentru tine și pentru aproapele, și în ultimul rând cugetând la ceea ce ai tu ca dar al lui Dumnezeu, te poți vindeca de o astfel de patimă. Din fericire, aș spune eu, este și o formă de invidie pozitivă, și aici e vorba de a, deși e mult spus invidie, sau e vorba de mult de a răvni la darurile spirituale pe care le au alții. Atunci când privești la un sfânt, ar trebui nu să fii indiferent, ci să te întristezi, pentru că tu nu ai aceste daruri, nu ești atât de iubitor, nu ești atât de jertfelnic, atât de rugător, ca acel atât de blând, atât de pașnic, ca acea persoană, iar tu, tot cu smerenie în fața Dumnezeu, tot rugăciuni, să ți ca Dumnezeu să-ți dea și ție acele daruri. Este, în ghilimele, singura invidie acceptată în zilele noastre. Totuși, specialiștii spun că invidia poate fi clasată în două tipuri, invidia albă și invidia neagră. Albă atunci când invidezi în mod plăcut pe cineva, și neagră deja înțelegem de la sine. Cum puteți să le clasați dumneavoastră? Da, este cam subțirică linia aceasta de invidie albă, invidie neagră și despărțirea fiului în patru. Sfinții părinți, am spus, nu fac altceva decât să vorbească despre această stare de întristare a sfătului, care până la un moment dat poate fi înțeleasă. Este o întristare atunci când tu ești păgubit efectiv de darurile pe care cel lângă tine le acumulează, și pe seama avuției, lăcomiei lui, tu riști sau în fiecare zi flămânzești și suferi în tăcere. Dar este și această invidie care trebuie aspru taxată, cel puțin în scaunul spovedaniei, acea satisfacție când celul de gătine merge rău,
după ce probabil tu ai avut acea invidie albă, să zicem. Și în acest context, dacă până la un moment dat lucrurile sunt omenești, când vorbim de partea aceasta întunecată sau satisfacție pentru o altă, vorbim de o formă demonică și care nu are nicio scuză și trebuie taxată și tratată cu cea mai mare asprime. Totuși sunt oameni care spun că au devenit invidioși în anumite momente când chiar nu-și dădeau seama când poate avea un moment mai rău în viața lor. Mai ales că trăim și acum cu rețelele de socializare, vedem totul perfect, totul frumos și parcă nouă acasă ni se pare că viața noastră e mult mai notă de roz. Mai lipsită de substanță. E o mare problemă a zilei noastre, alergarea ahtiată după fericirea iluzorie, de fapt, pe care ne-o propun unii influenceri, să spunem. Nu cunoaștem modele care au și zguitul lumea întreagă, dar au și insistatul lumea întreagă, pentru că vedem că în spatele acelor iahturi, acelor mașini, acelor avioane, către se ascunde multă nefericire prin răpirea altora a libertății și a demnității. Este o mare, o mare problemă alimentarea noastră în general cu frumusețea altora. Am putea să ne alimentăm, dar nu în formula în care efectiv tânjind la lucrurile pe care le au ei. Gândiți-vă că fiecare om, dragilor, are darurile sale. A tânji la iahtul sau limuzinile fraților Tate, că au fost acum câteva luni în atenția noastră, este o nebunie. Pentru ei aceasta este bucuria, a te plimba pe vas și a goni pe o autostradă cu o viteză uluitoare într-un automobil de lux. Dar garantat că acei oameni nu nici pe departe, dacă se hrănesc cu astfel de senzații, cu astfel de stimul extern, cu astfel de droguri, dacă vreți, niciodată nu vor avea acea bucurie pe care o ai tu acasă ca un om care ai făcut o faptă bună, un om care te-ai odihnit în familia ta, lângă copilul tău, lângă soția ta, ca un om care ai făcut tot ceea ce ține de tine pentru a avea o lume mai bună în jurul tău. Nu se poate compara niciodată bucuria pe care tu o dobândești prin a dărui, prin a te ruga, prin a te împăca cu cel lângă tine, cu bucuria venită din prea multul și prea marele zbucium a acestei lumi. Întrebam un tânăr ce ar trebui să facă dacă se simte victima invidiei. Victima invidiei? Aici este o întrebare la care cred că deja are răspunsul, doar că trebuie un pic să se mai oprească, așa, să mai uite în sus la Dumnezeu. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem și să fim smeriți. Nu cred că dacă ai de la părinții tăi o moștenire mai mare, să spunem, și părinți cu apropo de tine, care au venituri peste medie și ți-o oferă ție ca student în Iași la facultate un buget mai mare, trebuie să-ți iei cea mai bună mașină, să-ți pui la gât cel mai mare lanț de aur, să efectiv să sfidezi lumea din jurul tău, pentru că îți permiți un astfel de mod de viață. Poți efectiv să scapi de invidie dacă acele daruri pe care le Dumnezeu prin părinții tăi ți le-a dat, le împarți cu alții și sunt convins că în tot anul tău de facultate vei găsi un tânăr care nu are bani de taxă pentru că se chinuie sărăcuțul să supraviețuiască cu frații mai mulți care de acasă sau cu un părinte bolnav. Vei găsi ca timpul care ți-l petreci lăudându-ți bolidul sau motorul tău extraordinar, poți să-l petreci, într-un cartier măgeaș a orașului cu un copil modest, ajutând la teme și ducându-i ceva bun de mâncare. Sunt un milion de modalități în care poți să ieși din această sferă a reflectoarelor care scot în evidență ceea ce crezi că ai tu. De fapt, nu ai nimic dat de la Dumnezeu prin vârstă, de care ai tu să te bucuri, să te mândrești, ci tot ceea ce ai tu ar trebui să împarți cu alții. Iar Dumnezeu a văzut în tine acea sămânță extraordinară de bun administrator, pe care tu trebuie să o valorizezi, repet, împărțind cu ceilalți bucuriile tale. Pentru că vă întrebam până unde poate ajunge invidia, din cazurile pe care le-ați auzit, fiind și duhovnic, care a fost poate ceva ce v-a impresionat cel mai mult? Până unde a putut ajunge invidia în una dintre aceste cazuri? Da, cred că dacă vorbim de invidie, este invidia între frați, care doare foarte, foarte mult,
să vezi cum oamenii ajungi la o maturitate a vieții și a fost o perioadă tristă în istoria poporului român, revenirea la democrație după Revoluția din 89. Eram atunci elev, ulterior student, în 97 devenind preot. Am întâlnit acele tragedii în care, datorită împărțirii pământului, în forme poate mult prea grăbite către populație, oamenii, la început din lăcomie, au luat mai mult decât le se cuvenea de la ceilalți, inclusiv membri ai familiei, iar ulterior, plecând de la această lăcomie, invidia celorlalți pentru cel care de lăcomie obținuse mai mult, s-a transformat într-o ură, până la urmă în fratricid. Nu au fost puține cazuri care au zguduit și opinia publică anilor 90, care o mulțime de oameni s-au bătut, s-au rănit și chiar s-au ucis pentru o palmă de pământ care nu era lor, ci era o palmă de pământ a părinților lor, care le lăsese cu dragoste, doar că, iată, invidia pe de-o parte, lăcomia pe de-altă parte, a dus la ură care a rupt efectiv comunitățile în două și familii dezminate pentru totdeauna. Nu uitați că ne puteți suna la numărul de telefon 0332 100 041 dacă aveți să ne împărtășiți din poveștile și experiențele voastre, sau poate chiar în acest moment vă confruntați cu persoane care vă invidiază sau chiar voi nutriți acest sentiment în sufletul vostru și nu știți cum să evadați în această patimă. Părinte, vreau să discutăm în momentele ce urmează despre un studiu din 2018, primul studiu național pe comportamentele sociale ale românilor. Să moară capra vecinului, expresie care ne reprezintă cel mai bine. Și punctual, aș vrea să comentăm un pic. 80% dintre români sunt invidioși, cu precădere în situații profesionale. Aceasta este concluzia studiului. Invidia este apreciată de principala trăsătură negativă a românilor de către 23% dintre respondenți, clasându-se pe locul 2 după credulitate, pentru care a optat 24%. De asemenea, 76% dintre români pot invidia stilul de viață a celorlalți, sursa principală fiind vacanțele. Aproximativ jumătate, 46%, admit că sunt invidioși pe vacanțele cunoscuților, pe care ei nu și le pot permite. Da, mai întâi profesional, 80%, așa. A stat două lucruri. Unul, că românii au foarte mult timp la serviciu, de se pot gândi la șefii lor. Cât că mergi la serviciu să muncești, să dai tot ce ai mai bun din tine, nu să privești la mod de viață al șefului tău. Și eu sunt un mic șef la mine și dacă cineva invidiază faptul că lucrez 12, 14, 16 ore pe zi și plec noaptea la București, vin noaptea de unde vin, înseamnă că are, repet, prea mult timp liber. La un moment dat l-am auzit pe chiar un și credincios și prieten și voluntar la mine că da, uite, să vă fiți să mergeți ori acasă, să luați prânzul cu familia. Zic, poftim, am diabet zaharat, merg la casă și îmi fac insulina și vin înapoi pentru că asta îmi cer gaisul meu. Zic, dar oameni neștiind care sunt nevoie și probleme, altul un pic de ignoranță, spun eu, duc la această situație. În ce privește vacanțele, acolo e deja îmi vine să zâmbesc puțin, pentru că manelizarea vacanțelor românilor a adus, într-adevăr, poate orice succes celor care lucrează în industria Horeca, unde, fără supărare pentru cei din zona dâmbovițeană, să spunem, jumate din calupurile de știri conțin informații despre vacanțele vedetelor în nu știu ce insule exclusiviste sau plaje însorite. Eu n-aș da pentru un milion, un miliard de euro vacanță de nașterea Domnului cu familia mea, cu copiii mei în biserică, acasă cu colindu, pe nu știu ce ladă cu șancăruță, roabă cu șampanie dintr-un club din Tenerife. Înseamnă că nu avem așa o problemă cu educația aici. O înțeleg că pâte deschid din Valea Prahovei trebuie să funcționeze în cele două, trei luni și să facă profit. Și n-ar fi asta o problemă.
dar prefer stau cu copiii mei sau, mă rog, cu soția mea să mă odihnesc la, eu știu, lectura unei cărți, la un film, dacă vrea cineva, merge la o masă cu prietenii și chiar nu-i nevoie să tremur de friguri când nu știu ce vârf de acolo ca să fiu invidios pe cele acolo. Sigur, oamenii sunt mai neci, au voie să-și consume, dar cred că fiecare trebuie să raporteze la ceea ce are în casa sa. Și nu cred că unul poate găsi fericirea în orice moment al vieții, la fel de intens ca cel care pleacă într-o excursie de aceasta luxoasă și foarte, foarte scumpă. Ar trebui să fie milă, pentru că personal atât de mulți frustrați vedem că vin din aceste excursii, dacă intri pe formă de specialitate și vezi pe cei care stau și tot scriu acolo, comentează, dau review-uri pentru excursiile lor, zic, sărăcuții, au dat și mii de euro pentru o vacanță, ca să-mi spună că era plaja murdară, că, da, te-a obligat cineva să mergi acolo, iar tu invidiești ce, poza? Păi, Doamne, apropo de poze, unde că aminte când erau copiii mei, cred că fica pentru a 8-a și spuneam, uite ce poze are Ioana, o colegă de-ai, tata are 5 filtre, 5 aplicații de filtre pe telefon. Oameni dragi, vă rog frumos, obișnuit să fiți, ai tata, nu pozele altora de pe rețele de socializare. Exact, pentru că tot vorbeam de aceste rețele și tot vedem fiecare, unul e într-o vacanță acolo, sau chiar în perioada rece anului, uite, celălalt a plecat acolo și tot ne gândim că ce bine ne-ar sta și nouă. Ce bine ar sta și nouă, sigur, dar pe noi, cum spune o cunoscută din București, că în plin sezon rece, ia avionul și pe mine, bineînțeles, așa, și pleacă într-o zonă de asta caldă din largul Pacificului sau Oceanului Indian. Că mă gândesc să mergi 10 ore cu avionul până acolo, să vin 10-12 înapoi, zic, Doamne ferește, dar mai bine mai tremur de frig încă câteva săptămâni și mai bine acasă decât să faci această cale atât de lungă. Nu mai vreau de alții care, cine era, ce, parcă la Constanța, Mazeș, luase insulele pe bucate de plajă prin Madagascar. Ce să face cu la capătul pământului? Face zi cu avionul, cât mai bucur de vacanța aia? Ce rost are când poți să stai liniștit acasă la tine, te duci la orice spa din orașul tău și ai aceeași senzație, aceeași bucurie, ba, seara te mai cuși lângă soția și copilul tău acasă. Până urmă, nu contează locul, contează oamenii. Oamenii, aici este important. Bucuria vine de la oameni, din sfert, dragilor, iar cea de la soare și, eu știu, de la mâncarea care o vedem atât de frumos pozată, e foarte legătoare. Chiar am remarcat, noi parcă nu avem acest cult. Când am mers în Istanbul, la fiecare, să spunem, fast food al lor, vezi niște poze atât de frumos făcute, cu atât de multe bucate, imec, prebate din oaie, de miel, încât efectiv îți lasă gura apă. Și când intri și vezi ce mizerie poate să fie în acel local, îți seamnă, Doamne, cum te lași păcălit de imagini astea fastoase, cum se spune, cum afară vopsigardul, înăuntru leopardul. Că așa e și cu vacanțele astea, unde săracii, neavând de ce se bucura, sunt efectiv satisfăcuți văzând că tu te uiți, dai like la poze lui din vacanța luxoasă, bineînțeles, gândind că, uite, alții nu-s ca mine, sau îți faci o statuie din aceasta. Adică aminte când cu mulți ani, vreo 20 de ani, a apărut GPS-ul și o prietenă foarte bună spunea că a fost cu soțul ei în Paris. O prietenă bună fiind, de fapt, distanță de o geație între noi. Deci, doamna mea, cu 20 ceva de ani ca mine și spunea, uite, mi-am fost și mi-a luat acest GPS, a fost minunat în Paris. Ce fain era! Zic, da, draga mea, prietenă, doar că noi nu mai bucurăm, noi nu ne bucurăm, nu avem nevoie de astfel decât să ne bucurăm, noi bucurăm lucruri mai pragmatice. Și mi-ai spus-o cum... bucurăm de la oameni de lucruri simple, așadar. Mergem mai departe. Peste 50% dintre români sunt invidioși pe colegii care muncesc mai puțin, dar câștigă mai mult decât ei. Nu știu dacă lucrul ăsta trebuie să aducă neapărat o invidie sau o stare de liniște, dar ce am văzut în viață este că este un echilibru în această lume. Și dacă da, cel care câștigă mai bine acum, cu mâncă mai puțină, mai târziu va suferi foarte, foarte mult. Aici voi da o pildă foarte dureroasă pentru cei care muncesc puțin, câștigă mult și efectiv nu au ce face cu banii. Am fost sunat alaltă ieri de unul din copiii
unui primar de Aleașului din perioada dinainte de Revoluție. Sunt Robert N. Părinte, băiatul primarului Iașului din anul... Zic, foarte bine, și dacă... Și spune, am nevoie de o casă. Am nevoie de o casă. Stați puțin, eu nu mă ocup de a da copilul foșor primari case. Eu mă ocup de mame și copii sărmani, de mame și copii care mor de foame. Dar și eu, nu am. Întâmplarea a fost că mai știu oameni care au trecut în perioada și știu ce. Și am întrebat pe cunoștința mea, i-am spus că ce știți de domnul Nagăț? A fost trei copii. Cum să nu? A fost plajă, a fost grămadă de timp. Aveți tot ce trebuia. Și cum, doamne, doi, unul au ajuns să stea pe sâns? Da, părinte, ce să faci? Asta e viața. Ei, eu al copiii, doamne, cu cinci copii, toți sunt bine, au casele lor, familiile lor și, mă rog, o viață normală. Așadar, crezi că cel care are acum toată lumea la picioarele sale va fi fericit? Ia gândiți-vă, probabil că domnul primar duce este mort de mult și copilul a rămas pe stradă datorită unei proaste educații, având tot ceea ce își doreau la vremea respectivă, mai puțin dragoste și o educație morală, au risipit tot ceea ce au lăsat tatăl lor. Dar îți spun că atunci când muncești mult pentru ceea ce ai, prețuiești foarte mult acele lucruri și vei respecta și munca altora. Pe când nu mai zic de situația în care se răsturnă atât de des această scala valorilor. În anii 89, când vedeam la liceu sanitar, erau 3-4 meserii care contau cu adevărat în lumea aceasta. Trebuia să fii vânzător la magazin, liceu economic, trebuia să fii învățător, unde avea viața mai curată, asta e medical, pentru că mai erai șpagă la pacient și erai foarte căutat prin spitale, și cam atât. Între timp, vânzătorii au ajuns jos de tot, nu că n-ar fi o muncă, Doamne ferește, o muncă demă, dar nu mai sunt cei care aduceau bunurile în toată lumea și făceau ce voiau cu ele, iar pentru un kilogram de carne de șpagă jumătate de casă, așa. Iar, mă rog, între timp au avut alte profesii mult mai apreciate. Dar nu vă întristați de cei care câștigă, pentru că acum câștigă, în 10 ani poate va fi tocmai invers. Vă munceți cu drag și cu bunătate, adunați puțin câte puțin vă veți fi fericit decât adunați mult, să rămână copiii pe drumuri sau să adunați multe ori peste ani să risipiți totul, pentru că n-ați apreciat ceea ce ați muncit. Vorbim și de bunuri materiale. Unul din doi români e invidios pe posesiuni materiale, vestimentația fiind cea care declanșează cel mai des acest sentiment, în cazul a 21 dintre cei chestionați. Aceasta este urmată de mașină și apartament, câte 14% și telefon 11%. Da, deci, trăiască Paris, Milano, ce mai New York, cu moda lor, ce să le facem? Dacă am ajuns să dăm atât de mulți bani ca să scrie pe noi cine ne îmbracă și să și lăudăm, înseamnă că avem iar o problemă de educație, nu vin acum și rescriu filozofia modei prin papucul inimă de pildă, dar este o mare greșeală, o iluzie cum nu se poate descrie, cum să crezi că dacă te îmbraci în haine de sute sau mii de euro, înseamnă că vei fi apreciat sau cel care are acele haine este cel mai bun. Rămâi șocat să vezi cum cei care se îmbracă în astfel de lucruri nu au un strop de omenie, adică preferă să cheltuie mii de euro ca să scrie pe geanta lor celebre genți ale politicienilor de geanta trecută de 10 mii de la Paris, iar plătesc pentru ele de ani buni în pușcării. Pe de parte, legat de mașini, sigur, mașina este un bun necesar în zilele noastre, trebuie să se acorde siguranță. În clipa în care arată luxul și opulența, atunci deja trebuie să iei paznic la mașină, îți trebuie garaj, îți trebuie sistem de alarmă și așa mai departe. Dacă se zgârie o mașină, nebunești. Pe când o mașină simplă, sigură și, mă rog, care duce și economică, este o mașină care, dacă se zgârie, o să repar mult mai ușor. Dacă, mă rog, o accidentez, vei putea recupera de în timp banii de asigurare și așa mai departe. Este într-adevăr un bun, iar aici, sigur, Germania și Italia își fac de cap, care are cea mai mare, cea mai exoasă mașină, este cel mai important tânăr din club, din gașcă, din asta comunitate, dar toate acele mașini, știi că aduc și sfârșitul, cunoaște deja o firmă celebră de mașini care e din topul accidentelor mortale,
cred că ocupă 5% din victime, încât mai bine cu o mașină micuță și cu motor slab, dar care se duc acasă decât una puternică, cu tablă multă, cu, eu știu, roți, cu genți impresionante, cu jante și așa mai departe. Iar la casă, ce să vă spun, mi-a plăcut în urmă cu mulți ani, am mers la Oradea la un bun prieten, nașul meu copil, și care își făcuse o căsuță frumoșică, frumoșică, și chiar m-a chemat să-i binecuvântez casa. A fost o bucurie, o onoare pentru mine atunci, eram preot la țară, iar unul din copiii noștri făcuse rapid turul casei și vine la noi: tată, au 13 camere! El numase și băile, și holurile, și debalaie, toate au 13 uși în casă, la care i-au zâmbit puțin, au muncit mult o viață pentru acea casă. Și în acest, dar știu, ne-au mai zis și prietenii noștri, partenerii noștri din Norvegia, care au spus: nu înțeleg de ce au nevoie de așa case mari, de așa case generoase, care costă atât de mult întreținere la întreținere și atât de mult efort pentru a păstra curățenia, când e în zona nordului, unde este și frig și energia este foarte importantă, se înțeleg o casă cel puțin la jumate, chiar dacă au tot ceea ce trebuie. Unii zic că și-au casă mare că să fie investiții în zona aceasta. Investiții pentru ce? Chiar de trecut am văzut în presa scrisă ieșeană o familie de profesori care a investit foarte mult într-o casă cu foarte mult gust, cu tot ceea ce înseamnă, ce înseamnă echilibru artistic, arhitectural, artistic, și acum nu-și pot recupera banii pentru că nimeni nu va plătea acei bani pentru banii investiți. Sunt bani aruncați pentru ca în cei de urmă să pățin ca cei din zona de nord a Moldovei, dacă ați văzut, toți au case mari, își fac un etaj, două, trei, spunând că o să stea copii, iar la copiii bătrânețe, pleacă. Copiii pleacă și își fac acolo o colibă, o bucătărie, un cerdac, un, nu știu cum se numesc acolo, au, e un cantonaș, un canton, spun așa, unde stau la o înălțime foarte mică, să fie ușor de încălzit, și 2, 3, 4 metri pătrați, aproape de ca un sicriaș, așa, se pregătesc pentru că aia e dincolo. La ce bun acest efort inutil. Și să vorbim un pic și de tineri care nu se lasă mai prejos cu toate ghilimele de rigoare. Unul din doi tineri cu vârste între 18 și 29 de ani și compară realizările cu cele ale anturajului și devin invidioși când se simt în inferioritate. Unul din cinci tineri simte succesul altora ca pe o presiune neplăcută. Aici, atenție mare, mi s-a dat un sfat când aveam 22 de ani, preot la țară: părinte, să faceți rude oameni mai în vârstă. N-am înțeles. Era perioada în care plecați dintr-o colectivitate colegială strânsă, facultate, liceu, doreai să păstrezi legăturile cu ei, legături care veneau inclusiv prin înrudire, prin cumetrie sau în cuscrie, să spunem, mai târziu. Și a fost foarte bun acest sfat. Ulterior chiar am încercat să-l pun, l-am pus în practică cu nașii copiilor mei, cu, eu știu, aceste legături frumoase care au creat o legătură strânsă de prietenie între nașii și copiii noștri și între noi și ei, pentru că am avut ce învăța, copiii au avut ce învăța, i-au avut timpul necesar să-l acorde copiilor noștri, pentru că trecuseră marele preocupări și provocare ale vieții la o anumită etapă și în carieră. În acest sens, e adevărat, trebuie să căutăm modele nu în cei de vârsta noastră, pentru că ar fi o greșeală, fiecare are darurile sale, fiecare are calitățile sale, priceperea sa, și este greșit de colegii tăi. Sunt colegi care, sigur, câștigă mai bine, conduc mai bine, învață mai bine, eu știu, sunt mai arătoși, mai puternici, mai mulți muși, așa mai departe, dar asta nu înseamnă neapărat fericire, să nu credeți că succesul înseamnă și fericire, înseamnă foarte multă transpirație și puține clipe de a savura acea fericire. Uitați-vă la Simona Halep, cazul cel mai cunoscut, cât a muncit fata săraca să ajungă și cât timp a stat, acolo în vârful piramidei, atât de puțin încât l-am dat și eu că și-a și sânii, da, ca să poată să aibă să uși. Uitați câtă durere și câtă suferință, câtă frustrare de acum această fată, pentru ce? Pentru a fi cea mai bună tenismen în lume. Ea, că nu e neapărat succesul și fericire, iar noi care tânjim la astfel de succes, pentru că o mulțime de părinți facem copii tenismeni, că e bine să fie sportiv, uite, au faimă, bani și succes în viață, iată că s-au înșelat, iar noi să ne mulțumim cu ceea ce avem în momentul respectiv, dar niciun caz să devii invidios pe cea ale colegul tău. Poate poți învăța ceva de el, te poate ajuta de la el, nici de cum să
te întristezi de bine lui sau să te bucuri de răul lui când vine asupra sa. Vorbind de un studiu realizat special pe, în ceea ce privește poporul român și după expresia aceasta să moară și capra vecinului, cum sunt de fapt românii? Pentru că e clar că la noi invidia are cumva și o altă dimensiune. O, știu, este greu să dau o notă negativă poporul român pe seama acestui studiu. Toată lumea când vine în România din afară, totuși, cu bunele noastre, vine acasă cu mult dor, cu mult drag. Așa cum e și ca Moldova, de pildă. Chiar dacă sunt mulțime de filme de sketch-uri pe internet, unde invidia se scoase în evidență pe mașina care vine migrantul din afară sau, eu știu, pe ceasul, pe locația care, sau pozele de pe internet. În realitate, pe urmă, este un popor care, probabil că, da, cu un pic mai multă educație, ar depăși mai ușor aceste lucruri, dar eu prefer invidia românului decât indiferența neamțului sau, să spunem, sfidarea care ți oferă italianul sau cei din zona mediteraneană. Noi ne simțim bine așa cum suntem noi, că sunt și excepții care sunt scoase în evidență atunci când sapi. Când sapi în jurul unui pom, ai șansă să găsești și o comară, bineînțeles. La noi s-au găsit foarte mulți vieni, din păcate, și a fost și poate mai grea perioada comunistă în care poporul român a fost învățat să fure, a fost învățat în sensul real al cuvântului. Erai determinat, obligat să faci compromisul pentru a-ți atinge sensul, pentru că nu era un reper moral în lumea ta, în ta comunitate, decât partidul și tabloul lucrează pe prieteni. Păi nu se poate crea o valoare fără a-ți vorbi mama, tata, cu cheia la gât copilul la școală, despre Dumnezeu, despre bine pe care ți-l înfăpt în societate. Acum că s-au mai schimbat și am zis, chiar dacă vor fi multe cozi de topor care ne vor întrista pe noi sau pe copiii noștri cu mașina mai scumpă, cu haine de firmă, vor fi colegi deștepți, dar prost crescuți, care vor sfida colectivul de muncă. Asta nu este o normalitate, nu este o realitate, ci doar o excepție care trebuie să ne cu gândul că avem mult mai multe lucruri bune de învățat și de oferit decât de judecat sau de jenduit. Dar observăm că oamenii se axează mult pe colegi, pe muncă. E clar, pe lângă faptul că, da, petrecem foarte mult la locul de muncă, dar sunt și anumite frustrări în ceea ce privește locul de muncă. De unde izvoresc toate aceste, să zicem, invidie sau poate doar sunt niște neajunsuri sau frustrări personale? Eu am spus, cred că nu avem de muncă suficient, nu ne cunoaștem foarte la muncă. Stăm prea mult, cu ochii pe internet sau prea mult cu ochii după colegii noștri. Un om care vine la muncă și își vede, mă, la spital, pacientul care îți urmărește, văd medicii tine, am fost la tatăl meu la spital și le-ai zis atât de cuminței și bun, au venit, au explicat ce trebuie să faci. Acum ce să jândească acela? Profesorul, șeful de clinică, care are treaba lui, fiecare cu treaba lui. Cred că am zis, stăm prea mult și nu iubim ceea ce facem, de fapt. Cred că suntem goi pe dinăuntru, în loc să iubești, să tragi cu bucurie, să știi că am venit acasă, măi, astăzi am făcut 10 știri, am avut, uite ce bine mi-a fost mie, de fapt să mă uit, uite, ăla de la postul, uite ce știi, câte știi, uite, i-am văzut mai bine lui, nu? Ce rost, nu, dar să vezi ce ai făcut tu. Performanța nu se câștigă cu invidie sau cu dispreț sau cu mândrie, ci se câștigă prin a iubi ceea ce faci și chiar a împărți din bucuria ta și cu ceilalți. Pentru că nu cred că este o greșeală să-ți întrebi colegul, să-l consulți, cum putem face să fie această activitate mai profitabilă, mai bună, mai corectă, mai strălucitoare. Așa, dacă ți-o asumi tu și mergi ca berbece înainte, este, vă zic, un film, cred că, despre fotbal, în care s-a arătat cum fotbalistul care aleargă singur pe teren riscă să piardă mingea pentru că apărarea eu va lua, iar cei care joacă în echipă pasând unul de la altul, mingea având viteza mai mare decât fotbalistul, va ajunge la cel mai priceput fotbalist atacant care va băga mingea în poartă. Cam așa e și aici. Ne zbatem, alergăm singuri ca fiind așa niște oi din capul turmei, dar suntem tare expuși pentru că vine lupul și ne răpește. Părinte, aș vrea să pomeni și de Evanghelia din această duminică, care ne învață să ne iubim vrăjmașul și chiar persoana care ne vrea rău, să, da, ne...
Este cea mai grea, cea mai grea temă, cea mai grea evanghelie, spun părinții noștri, sfinții părinți din toate cele de peste anul Evanghelia Duminica 19 de la Luca capitolul 10, acolo unde vedem că Domnul Hristos efectiv ne spune să ne iubim pe vrăjmași. O absurditate am spune, pentru că dacă invidia este tolerată din punct de vedere legal sau social, apoi când vorbești de a ierta vrăjmașii, iată, este o anomalie din punct de vedere juridic, iar social, cum adică să mă las călcat în picioare? Dar, în același timp, trebuie să știm că aceasta este, de fapt, cheia care deschide tot ceea ce înseamnă înțelepciune creștină în viața aceasta. Ea pleacă de la Hristos, care nu aduce doar o nouă religie, creștinismul, ci aduce un nou mod de viață. Un mod de viață în care răul este zdrobit, nu prin lupta cu paloșul, prin a plăti amenzi sau, eu știu, prin ce pedepse trupești, ci prin iertare, rugăciune și da, a te bucura de binele aproapelui tău. Ceea ce, în fapt, asta elimină dușmânia și vrajba între oameni. Gândiți-vă că Domnul Hristos, când l-a biruit pe diavol pe cruce, spunând că a biruit pe cruce pe diavol, nu l-a biruit alungându-l, înjurând, certându-l sau, eu știu, vorbind de rău, ci rugându-se pentru cei care îl chinuiau și ucideau. La fel a făcut și Sfântul Ștefan atunci când era ucis de evrei conduși cumva de Sfântul Apostol Pavel, iar rezultatul răstignirii Domnului Iisus a fost unul foarte categoric. Ceva mai târziu, sutașul, cel care coordona răstignirea Domnului Hristos, l-a văzut pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, iar în cazul Sfântului Ștefan, iată, Sfântul Apostol Pavel, atunci Saul, mare teolog al evreilor de la templu din Ierusalim, ucenicul lui Gamaliel, va fi cel care se va converti câteva zile la creștinism, tocmai pentru că Sfântul Ștefan s-a rugat pentru el atunci când el îi făcea rău. În ideea aceasta, suntem chemați cu toții să stârpim răul atunci când ne rugăm, spuneam, pentru cei rău făcătorii noștri și răuvoitorii noștri. De fapt, cred că aceasta este porunca de căpătâi. Primul lucru pe care îl faci atunci când ești lezat, când ești rănit, când ești, eu știu, agresat și ți-i dorește răul, este să te rogi pentru răuvoitorul și răufăcătorul tău. Rugăciunea aceasta nu înseamnă o pierdere de timp, nu înseamnă nici măcar o eliberare energetică, ci înseamnă să-l chemi în ajutor pe cel mai puternic prieten al tău, pe cea mai influentă persoană de vezi, pe Dumnezeu, care poate oricând să stăvilească răul care pleacă din inima celui de lângă tine. Pe de o parte, vorbim în schimb și de o discutabilă iertare a vrăjmașilor atunci când vorbim de răul care îl vedem în viața noastră, răul acesta public, care trebuie stăvilit prin asumarea de către noi a durerii celorlalți. Și am discutat chiar într-o postare pe Facebook despre Ștefan cel Mare și Sfântul cel Ștefan cel Mare, care, culmea, a scos paloșul pentru a apăra săraca țărășoara Moldovei în fața unui imperiu otoman. De ce? Pentru că ce fel de dragoste poți să ai tu atunci când vezi că copiii supușilor tăi, băieți, erau luați pentru a fi transformați în spahi și nicieri, adică niște tâlhari cu acte în regulă, iar fetele luate ca să fie țietoare sau prostituate la curtea de la Istanbul. Ei, un astfel de voivod este obligat, sau orice lider este obligat să ia apărarea celor slabi, așa cum și noi, ca oameni simpli, atunci când luăm apărarea celor slabi, nu ne împotrivim poruncii de a ne iubi vrăjmașii, ci, de fapt, devenim cei care ne punem viața în joc pentru aproapele nostru, chiar dacă lucrul acesta va duce și multe încercări și multe neplăceri în viața noastră. Pentru că, nu de puține ori, eroii sunt cei care pleacă dincolo. Nu prea avem eroi în viața lumea aceasta, doar cu așa un spirit metaforic. Părinte, am ajuns la final de emisiune. Mulțumim celor care au fost alături de noi. Vă întreabă Budeanu Raluca referitor la mașina de spălat. Va veni. Când va veni la depozit, o să ne contacteze la telefonul social și acolo va găsi soluții. O să încerc să... Cred că ai telefonul social de la Glasul Vieții. Ne uităm aici să vedem dacă mai avem social Glasul Vieții. Avem două telefoane, nu doar unul, bag de seamă. Mi-au pus copiii ăștia aici, ai mei. 0
0758 738 520 Raluca, repet, 0758 738 520, acolo în fiecare zi răspunde un om de-al nostru, de obicei Remus, și care vă dă informații necesare. Dacă vă avea o mașină spălat potrivită pentru nevoia dumneavoastră, o veți primi cu siguranță. Iar noi săptămâna viitoare vorbim despre minunile Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru că se apropie... Și nu numai. O surpriză, pentru că pe 15 octombrie este ziua Sfințirii Bisericii în Țicău. Atenție, pe 15 octombrie ne vedem la Biserica Sfântul Ștefan din deal Țicăului, strada Albineț sau Hotin, unde avem o mare slujbă de sfințire. Biserica a fost refăcută după 20 ani de existență aproape din temin, și acolo am făcut un centru socio-misionar pentru mame și copii sărmani, cu o biserică frumoasă, unde vă aștept cu drag, mai ales că ne vom închina și în altar, așa cum este tradiția la sfințirea unei biserici. Mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Pe curând!